Ce musteți? De ce mi-o lăi? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut musteți? Ce-ai făcut musteți? Se ascunde de căldură. Ce faci, mustăciosule? Vrea să se bage în șifonier, că acolo e locul ei preferat. Cum prinde o cașă și a fost să bagă în șifonier? Mi-am făcut eu o pășune pentru șifonier. Hai, stai aici, mami. Că mami are treaba astăzi. Mami astăzi vă povestește despre produsele ei terminate, pentru că avem ceva, s-a strâns am un maldra aici lângă mine și s-au strâns câteva. N-am mai făcut de mult, nu mă știu când am făcut pe ultimul, dar vi-l las în descriere în cazul în care nu l-ați văzut și vreți să-l vedeți. Dar vorbim despre produse terminate și cum ar zice Pebbles, hai să vedem cât gel de duș am putut să mănânc în perioada asta. Bine, nu e ca și cumva îi l-aș arăta pe tot. Dar ca să-i satisfacem curiozitatea lui stimabila Pebbles, vă zic eu că avem 4 sticle și rezerve de gel de duș aici și ar mai fi o sticlă, dar pe care am umplut-o cu asta. Așa că, da, erau 5 sticle mari de gel de duș. Avem 2 din astea de la Fa, clasicul, care știți că îmi place foarte tare, miroase așa tropical. Este yummy, delicious și evident îl cumpăr de fiecare dată când am ocazia. După aceea îl avem pe ăsta de la Lactovit cu uree, care este hidratant și care îmi place foarte, foarte tare, tocmai pentru că nu mi-o usucă pielea foarte tare sau nu mi-o usucă pielea la fel de tare ca celelalte. Îl știți, l-am mai avut, v-am mai vorbit de el, foarte bun, este cu lactouree și chiar funcționează. Și apoi avem de la Lux unul cu ce e ăsta? Frezie și tea tree și am mai avut unul cu cherry blossom. În sticla de cherry blossom l-am pus pe ăsta. Da, îmi plac astea că sunt foarte parfumate. Mi-e și frică să mă uit. Ei zic că sunt uleiuri esențiale, da. Mi-e greu să cred că sunt uleiuri esențiale, dar cert este că sunt bune și bineînțeles ăla cu neroli îmi place cel mai mult. Nu prea l-am găsit la mine la magazin, nu-l găsesc niciodată, dar când mă duc în orașul mai iau pe ăla cu neroli. Nu intrăm în șifonier. Bubule! Psst. Dice! Se uită la șifonier așa și parcă... Apoi, vorbim de șampoane. Am 2 șampoane mov, pentru că știți că îmi decolorez părul. Unul de la Elsev și unul de la Shauma, de la Schwarzkopf. Ca să fiu sinceră, îl prefer pe ăsta, de la Schwarzkopf, cu toate că e mai ieftin și teoretic este considerat un șampon foarte ieftin și foarte așa de low price, ca să zicem. Parcă funcționează mai bine în ceea ce privește pigmentare față de ăsta de la Elsev. Și ăsta de la Elsev, cu toate că la început îl iubeam foarte tare și îmi plăcea foarte tare și v-am zis că nu mi încarcă părul cum mi se întâmplă cu celelalte șampoane de la Elsev, că toate șampoanele de la Elsev îmi încărcau părul, am observat că și ăsta face la fel, adică ajung după 2 zile sau după o zi jumate să am părul super îmbâxit când mă spăl cu ăsta și am să le vid de acum colo mai mult ca sigur, deci i-am mai dat o șansă ca să fiu sigură, dar am să le vid. Nu intrăm în șifonier. Nu, îi dă cu virgulă. Așa, și am să-l iau pe asta sau poate am să încerc și șampoane din astea mov sau sealer shampoo, o să încerc din astea profesionale, să vedem cum înțeleg și cu ale. Și că tot eram la categoria păr, am și masca asta de la Vela, Oil Infused, pe care am pus-o în ultimul clip cu favorite, cel de la jumătatea anului, care mi-a plăcut foarte, foarte tare, dar s-a terminat foarte repede. De regulă eu termin foarte greu balsamurile de păr, pentru că n-am nevoie de foarte mult, având firul de păr subțire și firul meu îmbâxindu-se foarte repede cu balsam, dacă vom prea mult, atunci folosesc cantități mici, dar culmea asta s-a dus destul de repede și a fost chiar foarte, foarte bună și mă gândesc să o recumpăr chiar în variantă mare pentru că, da, e foarte bună. Și mai am masca asta de păr cu banane de la Organic Shop pe care am primit-o. N-am folosit-o pentru că totuși nu am prea multă încredere, fiind vreo, nu știu, 15-20 de lei, nu știu cât e asta, nu prea am încredere în ea, că face cine știe ce, dar în schimb am folosit-o pentru epilat, pentru că eu mă epilez cu lama și v-am mai povestit de trucul ăla al meu cu epilatul, cu balsam de păr sau cu mască.
Ei bine, este un truc foarte bun ca să nu te iriți, să nu te tai, să nu ți se usuce pielea foarte tare și chiar se taie mai bine firul de păr când folosești balsam de păr decât spumă de ras sau alte povești din astea pentru ras. Și de aia, pentru asta am folosit-o și a fost foarte ok pentru asta. Și tot la categoria păr avem această cutie, că numai cutia a mai rămas, mai e ceva aici? Ah, instrucțiunile. De la decolorantul de păr pe care l-am folosit de data asta, este decolorantul de la L'Oreal, Preference. E a doua oară când îl folosesc și spre deosebire de celălalt de la L'Oreal, Colorista, pe care nu-l mai găsiți în magazine, pe l-am găsit numai online, am senzația că ăsta este mult mai puternic. Probabil, nu știu, are oxidant mai puternic sau nu știu de ce, dar este mult mai puternic și îmi decolorează părul mult mai repede decât celălalt și am nevoie și de o cantitate mai mică. Adică mi s-a întâmplat și de data asta și când am mai folosit data trecută să îl arunc jumătate din el, pentru că nu am nevoie de cantități mari. Eu făcându-mi doar baleaj așa și câteva șuvițe, n-am nevoie de cantitate foarte mare. Ba chiar de data asta l-am amestecat și cu balsam de păr ca să mai diluez puțin oxidantul, ca nu cumva să-mi ard foarte tare părul. Și cu toate astea s-a decolorat părul foarte, foarte repede, în jumătate din timp față de cât trebuia. Ceea ce nu pot să zic că e rău, dar nu mă face să mă simt nici excepțional. Am zis că de data asta că mă voi decolora, pentru că o voi face, s-ar putea să nu mai merg cu decoloratul până sus, pentru că dacă vedeți, acum merge în scări, așa, până sus undeva, și s-ar putea să nu mai merg atât de sus, pentru că v-am spus eu, și să fac atât de multe șuvințe cum am făcut de data asta, pentru că v-am spus că are cumva aspectul ăla de păr uscat, în ciuda faptului că el nu e atât de uscat cum pare. Și asta este nenorocirea blondului și de-aia foarte multe femei nu se fac blond sau dacă se fac, se fac pentru perioade scurte, după care trec la alte nuanțe pentru că părul lor arată mai ars și mai uscat decât este în realitate, fiindcă asta e apanajul blondului și trebuie să ai mare, mare grijă de el. Nici cu culoarea mea super natural, adică asta de aici, nu vreau să rămân, care îmi place, nu e o problemă cu ea, adică nu mă deranjează, dar începe să devină din ce în ce mai închisă. Și totuși eu încerc să migrez către blond, nu către șaten, știți? Și de-aia mă decolorez, dar o să rămână de văzut ce facem în materie de decolorat părul undeva prin decembrie, că cam de două ori pe an mă decolorez și în decembrie vom decide ce și cum. Ah, și mai am un șampun, ăsta de la Joico. Ăsta este din gama Hydra Splash, este pentru fir de păr subțire, este șampon hidratant pentru fir de păr subțire și trebuie să vă zic că mi-a plăcut mai mult balsamul de păr decât șamponul, pentru că șamponul totuși am senzația că mi-a încărcat firul de păr, chiar dacă el e pentru fir de păr subțire. A fost ok, a fost bun, mi-a plăcut, foarte fain, dar totuși parcă încarcă puțin firul de păr, parcă nu e la fel de relaxat ca balsamul de păr. Balsamul și pentru că nu-l aplic pe rădăcină, probabil îmi face părul, îmi hidratează părul și mi-l face să arate bine și să stea așa slick și foarte ok. Dar da, nu știu. Acum sunt cu alea de la Vela și v-am spus că îmi plac mai mult produsele de la Vela decât astea de la Joico. Nici asta nu sunt rele, dar parcă îmi plac mai mult alea de la Vela. Avem și din asta de dischete de machiante, în caz că se întreba cineva, dar eu mai folosesc dischete din asta de machiante, n-am intrat în trendul cu dischetele reutilizabile, nici nu o să intru vreodată, nu cereți asta de la mine, nu vă așteptați la așa ceva de la mine, pentru că nu pot cu dischetele reutilizabile. Apoi avem din asta, cum îi zice, șampon uscat, că i-am uitat numele, de la Batiste, pe care îl mai folosesc ocazional. Once in a Blue Moon, cum ziceam, asta pentru că v-am zis că nu-l folosesc foarte des. Băi, dacă ai părul murdar, du-te și spală-te. Nu trebuie neapărat să te dai cu o tonă de șampon uscat, du-te și spală-ți părul. Pentru ocazii, nu știu, când nu e super gras, dar vrei să-i mai dai un pic de refresh, merge, că eu pentru asta îl folosesc când a doua zi nu e gras, dar parcă își pierde puțin volumul, atunci ca să-i dau puțină textură, atunci mai folosesc șampon uscat, dar nu foarte mult și de-aia termin destul de greu cât un tub din asta de șampon uscat. Și trecem la body, unde nu am toate produsele pe care le-am terminat pentru că am mai aruncat din ele. O parte din produsele pe care le-am avut,
au cam dispărut, au mai fost aruncate așa pe aici pe acolo, deci nu am chiar tot ce am terminat în ultima perioadă, de la ultimul clip până acum, pentru că n-am mai ținut. Chiar uneori mă gândesc dacă mai are sens să fac clipurile astea cu produse terminate, că nu prea mai face lumea și înțeleg de ce, că la un moment dat devin redundante, că se tot repetă produsele, mai ales când îți plac foarte tare produsele și le tot recumperi, e normal să se repete și devin cumva redundante. Și spuneți-mi voi în comentarii, apropo de asta, dacă mai vreți să fac clipuri cu produse terminate, că v-am zis, am senzația că deja nu mai trebuie să pun geluri de duș, nu mai trebuie să pun șampoane, nu mai trebuie să pun produsele pe care le-am prezentat deja de nu știu câte ori și atunci nu prea o să mai rămână multe lucruri de pus în clipurile cu empties. Așa că ziceți-mi voi dacă are sens sau nu. Așa, bun. Am aici o cremă de la CeraVe cu acid salicilic și uree. Este crema aia magică pe care mi-a prezentat-o Pebbles și care mi-a prins tare, tare bine, pentru că e foarte bună când îți ies coșuri pe corp, în mod special cum mi se întâmplă mie. Dacă aveți probleme cu coșurile pe brațe, pe piept, cum am eu, sau pe spate, în mod special, foarte bună crema asta, pentru că are și acid salicilic, care usucă coșurile, dar are și uree, care ajută la hidratarea pielii și nu o usucă, ceea ce este bine. Nu este extrem de hidratantă, adică e hidratantă, dar nu excesiv de hidratantă, la modul să nu mai ai nevoie de altă cremă. Adică crema aia de la Neutrogena, aia albastră pe care vă zic eu, loțiunea aia de corp, este mult mai hidratantă decât asta, o depășește de la distanță, dar în schimb este foarte bun atunci când ai coșuri pe corp, da, te ajută. Și numai bine că mi s-a terminat înainte de o criză din asta de coșuri, ceea ce m-a bucurat foarte tare, că m-am întors de la mare și pentru că am vomitat scoicile, mi-a bubuit tot corpul de la aia și după aia de la brânză și așa mai departe și chiar atunci mi s-a terminat, ceea ce a fost bine. Da, mă rog, m-am descurcat. Dar în caz că vă întrebați, o să o recumpăr. O să o recumpăr ca să o am la îndemână. Un alt produs pe care... ăsta l-am primit de la Denisa și stau și mă gândesc de când Dumnezeu tot strâng la produsele astea terminate, pentru că am terminat de mult produsul ăsta. Este un scrub de la Avon pe care l-am primit de la Denisa. El teoretic este scrub de corp, dar eu fiind un crocodil de felul meu și având plăci din alea pe piele ca de crocodil, am zis să nu irosesc scrubul ăsta care era finuț pe corp și să folosesc altceva, cum ar fi cafea sau cum ar fi o perie din aia uscată pentru exfoliat pe corp, și ăsta să-l folosesc pe față, pentru că sunt și pe față crocodil, ce credeți? Și pentru față a fost excepțional și cu atât mai mult, fiind o cantitate mare, mi s-a terminat și foarte, foarte greu, am avut și mult timp din el, ceea ce a fost minunat. Și trebuie să fac rost de un alt scrub similar, pentru că a fost bine cu el, a fost chiar foarte bine cu el, deci mă ajută. Apoi, unul dintre cele mai bune geluri de curățare pentru ten, din categoria de drop. Dacă n-am lăsat să intre în șifonier, ar trebui să intre în bibliotecă, normal. Din categoria de drugstore, dintre toate, care curăță foarte bine piele, curăță toate rezidurile de machiaj, te curăță chiar și machiajul, curăță chiar dacă nu te machiajezi din doi pași, îl curăță super bine, și care nu usucă tenul, dar este cu precădere recomandat persoanelor cu ten gras sau mixt, este ăsta de la Himalaya cu nim. Și există mai multe versiuni de la Himalaya cu nim, gel de duș din asta, dar oricare din ele sunt foarte bune. Da, am descoperit produsele astea de la Himalaya undeva pe la începuturile mele pe YouTube și au continuat să fie foarte bune. Uleiul de nim, v-am mai povestit eu că este un ulei care este folosit în cicatrizarea rănilor și în special pentru arsuri sau pentru răni din astea adânci. Ajută la cicatrizarea lor și la estomparea cicatricilor, să nu rămână cicatrici așa foarte tare. Acum vă dați seama că nu e cine știe ce ulei de nim în ăsta, într-un gel de curățare, într-un gel de curățare astfel încât să îți să-ți refacă toată pielea sau toate semnele de la acne, dar ajută cu acnea. Adică dacă ai pori dilatați, dacă ai puncte negre sau ceva, ajută să curețe foarte bine pielea. Și că tot vorbeam de piele, ceva foarte important pentru mine în ultimii ani a devenit
SPF-ul și nu mă dezic de la SPF. Nu știu dacă ați văzut că în ultima vreme au început să răsară din ce în ce mai multe teorii din astea, cum că SPF-ul ar fi cancerigen și că, vezi, Doamne, n-ar trebui să ne mai dăm cu SPF și nu știu ce. Nu sunt studii care să demonstreze clar că SPF-ul este toxic și e cancerigen, dar cu siguranță sunt studii care demonstrează că expunerea prelungită la soare dă cancer. Deci, eu deocamdată eu cred pe partea aia, eu încă merg pe mâna SPF-ului și am două creme din astea de la Revox, care este practic SPF-ul meu preferat. Îl știți deja câte ani de zile, îl și găsesc foarte rar în ultima vreme, să știți, adică trebuie să mă duc în magazine din astea care nu sunt foarte circulate ca să-l găsesc, pentru că nu-l mai găsesc nici online, nu-l mai găsesc nici în farmacie, nu-l mai găsesc nici la Douglas, nu-l mai găsesc în DM nici atâta, și asta pentru că bănuiesc că lumea s-a prins că este foarte bun și chiar este super bun, că mie, uite, de exemplu, nu-mi irită ochii, pot să mă dau inclusiv pe ploape, sub ploape, vin aici până sub gene cu el și nu-mi irită ochii, n-am nicio problemă și nu mi se scurge de pe față. În plus de asta, are acid hialuronic, dar nu face tenul gras, pentru că am observat că la SPF-urile astea cu acid hialuronic în ele, am tendința să lucesc foarte, foarte tare. Evident, lucesc și de la astea, dar nu atât de tare. De-aia îmi place super, super tare acest SPF și o să continui să-l cumpăr atâta timp cât îl mai găsesc. Mai lăsați-mi și mie, vă rog frumos, prin magazine, nu cumpărați voi chiar pe tot, vă rog. Așa. Un alt SPF care mi-a plăcut la nebunie înainte să-l descoper pe ăsta de la Revox și care la fel are acid hialuronic în el, dar care face exact ce spuneam mai devreme, și anume îmi face tenul să arate foarte gras și, de exemplu, dacă mă machiez, ceea ce cu ălalalt pot să fac, dacă mă machiez, mi se topește machiajul sau mi se întinde sau ceva de genul, este ăsta de la Garnier. Foarte bun și ăsta în materie de protecție solară, nicio problemă cu el, dar asta e singurul minus al lui, că parcă îmi face tenul, eu având un ten mixt uscat așa, îmi face tenul să fie cumva mai lucios și mai gras în momentul în care îl folosesc. Motivul pentru care l-am cumpărat era tocmai că nu l-am găsit pe ăla de la Revox, deci nu l-am găsit, l-am căutat peste tot și nu l-am găsit și atunci a trebuit să-mi iau SPF, mai ales că plecam la mare. Dar și ăsta este un fluid, ăsta de la Revox este sub formă de cremă, este o cremă așa un pic mai normală, nu e, de fapt nu e nici prea văscoasă, nici prea fluidă, ăsta este ca un fluid așa, nu e neapărat o cremă. E un fluid, dar parcă totuși pare mai gras, așa, lasă o peliculă mai grasă pe ten. Dar bun în materie de protecție solară, v-am zis, l-am avut la mare și nu m-am ars, adică n-am avut nici cea mai mică problemă, nu m-am ars, m-am dat foarte bine, m-am dat și pe decolteu și pe partea asta, pe omoplați, pe zona asta m-am dat cu el și foarte, foarte bun. Apoi, hai să terminăm cu partea de skincare și uite, motivul pentru care cred că țin produsele astea terminate de secole este că am tretinoină aici și este o tretinoină de concentrație 0,025, pentru că am avut, dacă vă aduceți voi aminte, v-am zis că am avut odată, am avut tretinoină de 0,05 și eram ca un șarpe din ăla care se descoama, ceea ce nu era neapărat o problemă, că începusem să mă opresc, să mă obișnuiesc cu ea, dar cu asta a fost mai lejer, nu m-am descoamat atât de tare. Ăsta a venit sub formă de cremă, n-a venit sub formă de gel, pentru că de la compania de la care cumpăr eu, și vă las link în descriere, e o farmacie din asta online de unde cumpăr tretinoina, că v-am zis eu că cu tretinoina e ca cu marfa de contrabandă, nu prea se găsește în farmacii sau pe piață, ferească sfântul să găsești tretinoină. Nu, nu, nu. Și apropo de asta, ca paranteză, nu știu dacă ați auzit că Uniunea Europeană a interzis să se mai comercializeze de anul viitor sau ceva de genul ăsta, de pe la anul viitor sau cred că de la finalul anului viitor a interzis să se mai comercializeze retinolul mai mare de 0,5. Nu, de 0,3, pardon, de 0,3. Da, ceea ce o să fie minunat pentru cei care au nevoie de mai mult retinol. Da. Deocamdată prevederea este doar cu privire la retinol, nu și la tretinoină, ceea ce e bine, că dacă mai găsim tretinoină, ăștia de putem să folosim, o să ne facă bine. Ideea este că am folosit tretinoina asta
până pe la început de aprilie, că de-aia zic că am terminat-o, și asta a venit sub formă de cremă, că aici ajunsesem cu povestea, pe farmacia aia online de unde o cumpăr eu, o găsesc ori sub formă de gel, ori sub formă de cremă și îți trimit în funcție de ce au, adică nu te întreabă vrei cremă sau vrei gel, îți dau în funcție de ce au, îți trimit, tu vrei tretinoină 0,25, ei îți dau cremă sau gel în funcție de ce au. Știu că are un miros crema asta de, cum să-i zicem, ori ulei de mașină, ulei din ăla de motor, cam așa miroase, sau o cremă din aia de reumatism foarte împuțită, foarte neplăcută, așa cu miros din ăla foarte plasticos, așa, nu știu cum să-i zic. Dar pe mine nu mă deranjează, având în vedere că e tretinoină și credeți-mă că am observat efectele ei când am început să o folosesc conștiincios, așa, pentru că mai tot făceam pauze de săptămâni între ea. Dar când m-am pus pe ea și am început să o folosesc în fiecare săptămână, de 2-3 ori pe săptămână, am văzut rezultatele și tocmai de aia vă spuneam că parcă tenul meu a început să-și revină, să nu mai fie atât de uscat, și este de la asta, pentru că tenul își revine ușor-ușor. Acum, dacă nu suportați tretinoina, nu e pentru voi, nu e nicio problemă. V-am promis că o să fac un clip în care să vorbim mai multe despre tretinoină. Cred că l-am promis de anul trecut și nu l-am făcut. Asta tocmai pentru că acum am făcut pauză pe timpul de vară și nu are sens să vin să vă vorbesc de tretinoină când e vară. Că vara nu-l folosesc, nu folosesc tretinoină, că n-am chef să fac pete. Odată că n-am un chef să fac pete și în al doilea rând că nu este indicat să folosești tretinoina vara, sau dacă o folosești trebuie să pui foarte mult SPF și să nu stai efectiv la soare, că nu e bine. Îți irită pielea și e păcat, pentru că tretinoina ajută la regenerarea pielii și să ți-o facă mai frumoasă. Dar în toamnă, după ce mă acomodez cu ea, când intenționez ca din septembrie să mă reapuc de tratamentul cu tretinoină, din toamnă o să fac un clip dedicat pentru tretinoină și o să vă povestesc cum o folosesc eu, ce fac cu ea și așa mai departe, concentrații și așa mai departe. Pentru cine e interesat, pentru cine nu poate să folosească, că are tenul sensibil sau așa, asta este, avem alte variante. Bun, și mai avem 3 produse și ați scăpat de mine și avem odată ăsta, BB cream-ul ăsta sau CC cream-ul sau ce e el de la Rimmel, Kind and Free. Țin minte că i-am făcut când a apărut pe piață, i-am făcut un review, un clip review, un gen clip din ăsta First Impression, o să vi-l las în descriere. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, adică a fost în faze. Am avut perioade în care mi-a plăcut tare, am avut perioade în care nu mi-a plăcut, că mi-a stompa, adică scotea în evidență, nu mi-a stompa, îmi scotea în evidență porii. Am avut alte perioade în care mi se părea, wow, ce bine îmi stă cu ten și ce bine arată tenul meu. Da, este random, a fost random. Nu știu dacă am să-l recumpăr, tot caut un BB cream, CC cream, ceva care să vină, nu știu, să stea bine și să nu evidențieze porii, ceea ce se pare că este puțin cam imposibil, că toate BB cream-urile au tendința să fie lucioase și da. So, asta nu știu dacă o să recumpăr. Acum pe final, până să se termine, mi-a plăcut, dar după aceea na. Un produs care mi-a plăcut iarăși foarte tare, deși este puțin văzut ca fiind inutil, este acest anticearcăn de la Rimmel London, pe care îl știți că este pe piață de foarte mult timp, dar mie îmi place că este foarte bun pentru iluminat și mai ales în zona asta. Chiar dacă aplic un alt anticearcăn, vin și îl aplic aici, numai aici în zona asta, pentru că are niște particule iluminatoare așa. Nu e neapărat sclipici, sunt niște particule care iluminează și cumva ajută pielea să arate mai luminoasă. Și ce mai place la el, că are o textură super light, așa, și este super, super fină și se poate întinde foarte, foarte mult, aproape că nici nu-l vezi, și de-aia pot să-l folosesc și în zilele în care nu mă machiez foarte tare, deși nu prea mai sunt machiată foarte tare și acum am numai anticearcăn pe față și mascara la ochi și sprâncenele făcute și ruj, evident. Cam în asta constă în ultima vreme machiajul meu, dar când nu vreau nici măcar atâta, îl aplic numai aici, aici și aici și iluminează și este foarte bun. Și de-aia îmi place că pot să-l folosesc și când nu sunt machiată.
Și ultimul produs este această mascara de la Bourjois, care de altfel mi-a plăcut foarte tare. A fost una din puținele mascara din ultima vreme care mi-a plăcut mult. De asta am primit-o de la Aniela, dacă vă aduceți aminte că mi-a dat în ianuarie un pachet pe care mi-l pregătise din decembrie, sărăcuța, am făcut un pachet așa foarte frumos cu un calendar advent, doamne, deci superb. Și în unul din cadouri era această mascara, care a fost foarte, foarte bună, care mascara se numește Twist Up the Volume de la Bourjois și în consecință m-am decis să iau o altă mascara de la Bourjois. Zic, băi, zic, hai să vedem că dacă asta mi-a plăcut atât de tare și am dat atâtea fail-uri cu alte mascara, poate o să-mi placă și celelalte game de la Bourjois. Nu. Am probleme cu asta pe care o am la ochi, că este tot Bourjois, dar nu e asta. Am mari probleme. Deci mari, mari, mari probleme și deja mă exasperează că n-am mai găsit o mascara bună în ultima vreme de mult timp, adică multe luni, o mascara care să mă dea pe spate. Ori cade, ori se întinde, ori se demachează greu, ori se întâmplă ceva cu ea, deci n-am găsit una care să-mi placă. Așa că dacă știți vreuna sau vreo lansare recentă care să fi fost de adevăratele reușită, spuneți-mi și mie. Că dacă nu, nu știu, mă întorc la formulele vechi, dar parcă și alea nu erau atât de, nu mai sunt atât de bune. Nu știu ce se întâmplă pe piața asta de mascara. Anyway, astea au fost produsele mele terminate. Cu atâta v-am ocupat eu timpul astăzi. Spuneți-mi dacă voi ați încercat ceva produse, dacă aveți alte recomandări pentru mine, dacă vreți să mai fac astfel de clipuri, pentru că v-am zis, nu știu, sunt așa într-o bulă din asta în care habar n-am dacă vreți să mai fac astfel de clipuri. Dați un like și un share la clipul ăsta și nu uitați să vă abonați și să veniți și pe Instagram. Vă pup și ne vedem în următorul clip.